Bună seara. Good evening, everyone. Bună seara tuturor. Vă salutăm la evenimentul de lansare a proiectului Tehnologiile viitorului, finanțat de USAID și Guvernul Suediei. Vreau să încep prin a-l prezenta pe Scott Hochlander. Noi toți cunoaștem că este directorul misiunii USAID în Republica Moldova și dumnealui va prezenta oaspetele noastre special din astă seară. Mulțumesc, Doina! Administratoare Power, prim-ministră Gavriluță, excelențe, oaspeți, distinși, colegi, prieteni, este uimitor să fiu astăzi aici, în această seară. Am onoarea extraordinară de a o prezenta pe administratoarea USAID, Samantha Power. Noi toți suntem norocoși să fie alături de noi în această seară. Uitându-mă la scenă, uitându-mă la oamenii uimitori care sunt în această seară, văd organizații și văd fotografii pe care le-aș putea prezenta pe rapoartele noastre, poate pentru viitor, pentru Universitatea Howard sau alte reviste. Vorbind despre toate acestea, vreau să vă spun că administratoarea noastră este un fel de prieten, pentru că aș vrea să vă fac o lecție de prezentare. Poate că dumneavoastră cunoașteți 20 de reguli și nuanțe. Regula principală în baseball este de a lovi mingea puternică, apoi să fugi în câmp pentru a prinde mingea și după care să revii acasă. Așa câștigi eventual jocul. Administratoare, prim-ministră, oaspeți distinși, viitorul, proiectul, tehnologiile viitorului, pe lângă tehnologiile, inovațiile, parteneriatele creative, etc., și despre tot ce este acest proiect este excelent. Obiectivul este același pentru tot. Pentru toți, de alea permite tuturor moldovenilor să-și creeze un loc de muncă, un loc de muncă acasă, salarii, contribuții la societate, familii, țară, să facă ceea ce ei își doresc să facă, să rămână acasă, să revină acasă, să fie acasă. Oaspeți, dragi oaspeți, Samantha Power a fost cunoscută pentru mai multe titluri de-a lungul carierei sale. Corespondent de război, ambasadoare, autoare, iar acum administratoare. În fiecare dintre aceste roluri, dumneai a redefinit ceea ce este posibil, punându-și în aplicare experiența și cunoștințele, depășind barierele pentru a genera impact colectiv în privința celor mai dificile provocări de pe glob. În calitate de administratoare, deja a început să rescrie manualul USAID, creând o nouă viziune despre cum dezvoltarea internațională ar trebui să fie realizată și ce poate realiza. Vă rog să vă alăturați și să o salutăm pe doamna administratoare Power. Să urăm bine ai venit în Republica Moldova! Vă mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc, Scott, pentru prezentare. Vă mulțumesc că sunteți un reprezentant atât de excelent al angajamentului Americii față de Moldova, față de oamenii din Republica Moldova. Am avut o zi foarte încărcată până acum, m-am întâlnit cu jurnaliștii de investigație, am discutat cu prim-ministra, precum și cu președinta Sandu, iar acum mă aflu în vizită la Starnet, care este un loc care într-adevăr merită să-l vizitez. Mă simt ca într-o lume nouă. Vreau să aduc mulțumiri ambasadoarei Fred pentru contribuția dumneei, pentru leadership-ul său, pentru parteneriatul de lungă durată și investițiile Suediei în viitorul Republicii Moldova. Astăzi vorbim despre viitor, un nou capitol, dar înainte de aceasta vreau să fac o puțină referință la trecut. În primii ani ai secolului XVIII, unul dintre cei mai proeminenți gânditori din Europa, din perioada iluminismului, savantul moldovean Dimitrie Cantemir a propus o teorie care urma să schimbe pentru totdeauna modul în care noi privim istoria. Cantemir a afirmat că imperiile și națiunile trec prin istorie la fel ca oamenii. Ajung la maturitate, după care urmează declinul. Prosperă, după care cedează din când în când. Națiunile au prosperat sau eșurat nu pentru că așa le-a fost destinul, ci pentru că au luat decizii care le-au influențat soarta. În lucrarea sa fundamentală, istoria Imperiului Otoman sau creșterea și descreșterea Imperiului Otoman, el a argumentat că Imperiul care pe atunci controla Moldova era în declin. Pe atunci, economia otomană era în mare parte agrară,
era izolată și se desfășura într-o lume în care comerțul maritim era în ascensiune, iar tehnologiile industriale noi erau inventate peste hotare. Imperiul era prins în conflicte cu vecinii, în special cu Rusia, și supus influențelor din exterior. Nu investea suficient în educație, nu înființase încă instituții de învățământ tehnic sau de învățământ superior. În cele din urmă, Imperiul Otoman a slăbit, iar soarta Moldovei a trecut prin alte mâini, unele care s-au proclamat imperii, altele care doar își doreau să fie. Dar astăzi, soarta Republicii Moldova se află pe deplin în mâinile poporului moldovean. După victoria istorică a președintei Sandu, urmată de victoria zdrobitoare a Parlamentului Acțiune și Solidaritate la alegerile parlamentare din iulie, poporul moldovean și-a exprimat cu voce tare sprijinul pentru un viitor democratic, liber de corupție. În acest an, la 30 de ani de independență, moldovenii s-au mobilizat în susținerea unor lideri precum ar fi președinta Sandu și prim-ministra Gavriliță, care au promis să combată corupția, să elimine funcționarii corupți și să construiască o economie prosperă. Indiferent dacă oamenii aleg democrația, aleg libertatea, aleg integrarea, aleg pacea, aleg să respingă corupția și să se îndrepte spre progres oriunde s-ar afla, Statele Unite doresc să fie alături de ei. Noi vrem să fim alături de dumneavoastră. Iată de ce suntem atât de bucuroși să ne aflăm astăzi aici, alături de dumneavoastră, să lansăm proiectul Tehnologiile Viitorului și să investim peste 30 de milioane de dolari în competitivitatea economică a Moldovei. Atât președinta, cât și prim-ministra recunosc că nu este suficient să lupți împotriva corupției. Este nevoie de consolidat statul de drept și este nevoie ca guvernul să combată sărăcie și să consolideze economia. Și o vor face. Adevărul este că tinerii din Moldova sunt talentați, creativi și plini de energie. Dar dacă industriile viitorului se vor dezvolta în afara Moldovei, în afara frontierilor țării, atunci acești tineri vor fi tentați să își promoveze talentul în străinătate în loc să se dezvolte aici, acasă. Proiectul Tehnologiile Viitorului va contribui la crearea de căi de acces pentru tinerii din Moldova, ajutând la stabilirea de legături între angajatorii din Moldova și asociațiile de afaceri, investitorii regionali și internaționali. Le va permite companiilor moldovenești care pot să concureze cu oricine să aibă acces la piețele europene și globale. Moldovenii vor dobândi competențele și cunoștințele de care au nevoie pentru a profita de economie digitală în creștere, iar cuvintele fabricate în Moldova vor deveni un motiv de mândrie aici, acasă. Și pot să vă spun ca exemplu că vinul din Republica Moldova chiar faceți un vin minunat, extraordinar. Am asistat deja la o transformare similară în industria textilă a Moldovei. Împreună am lucrat cu guvernul pentru a transforma sectorul textil din Moldova dintr-o destinație de aprovizionare cu îmbrăcăminte la scară mică în principală industrie de export cu vânzări în valoare de peste 400 milioane dolari, care angajează peste 26.000 de persoane și stabilește standarde regionale în industria modei. A fost de asemenea un motor pentru angajarea economică a femeilor din Moldova, pentru că mai mult de jumătate din fabricile de îmbrăcăminte din Moldova sunt conduse de femei. Prin intermediul proiectului Tehnologiile Viitorului, dorim să replicăm acest succes și să consolidăm 15 ani de investiții ale USAID în competitivitatea economică a Moldova, în sectorul tehnologiei, în laboratoarele de inginerie și fabricare, în industriile creative, în arhitectură, în sectorul de gaming și în sectorul media digital. În acest efort va ajuta nu doar angajatorii, să va aduce de asemenea și lideri din industrie noile tehnologii în sălele de clasă din Moldova pentru a le preda competențele de care elevii și studenții au nevoie. Împreună aceste eforturi vor ajuta oamenii din Moldova să își redevenească economia de la o economie în care corupția revendică aproximativ 1 miliard de dolari în fiecare an la una deschisă, prosperă și accesibilă tinerilor moldoveni, fără a fi nevoie să plătească mită sau să încalce legea. Acțiunile care alimentează ascensiunea unei națiuni nu sunt noi. Ne sunt cunoscute încă de pe timpul lui Cantemir. Investiția în inovație tehnologică și comerț, sprijinirea educației,
îndepărtare de conflicte și de influențe negative. Dar, deși aceste acțiuni pot fi clare, ele nu reprezintă destinul. Este nevoie de concentrare, angajament, ambiție, imaginație și parteneriat. Astăzi sunt atât de încântată să ofer parteneriatul SUA și să ajut Moldova în acest capitol nou atât de inspiraționar pentru a ajuta să-și scrie un nou capitol de creștere, libertate, prosperitate pentru poporul său. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc mult, administratoarea Power. Este o plăcere pentru noi să continuăm parteneriatul între SUA și Moldova pentru a încuraja inovațiile în Moldova. Cred pe prim-ministra Republicii Moldova, doamna Natalia Gavriliță. Dânsa are o experiență vastă la nivel global în dezvoltarea proiectelor de inovație și creștere economică, fiind director al Fondului Global pentru Inovare. Iar în mandatul actual de prim-ministru a dezvoltat împreună cu echipa sa un program complex focusat pe transformare digitală și catalizarea unei economii reziliente și inclusive. Doamna prim-ministru. Mulțumesc foarte mult, Doina. Your Excellency, welcome to Moldova. Excelența dumneavoastră, bine ați venit în Moldova. Vă mulțumesc mult pentru cuvintele dumneavoastră frumoase de sprijin pentru populația Moldovei și pentru economia Moldovei. La lansarea unui proiect atât de important pentru sectorul inovării și digitalizării în Republica Moldova. Este o investiție strategică pentru care suntem recunoscători guvernului SUA. Asistența valoroasă acordată reprezintă un pas mare spre reziliența economică și consolidarea democrației țării noastre. Fără ca să coordonăm aceste cuvinte ale noastre sau acest cuvânt introductiv, vreau și eu să merg în istorie, dar în istorie recentă. Criza din 2007 ne-a developat două lecții importante. Moldova a pierdut atunci piața principală de desfacere pentru vinuri, o piață tradițională. Și în următorii ani am descoperit că ne putem adapta schimbărilor, putem fi flexibili și putem deveni competitivi pe alte piețe. Aceasta a fost prima lecție. A doua lecție pe care ne-a dat-o criza de atunci a fost că Moldova are prieteni. Statele Unite ale Americii, Uniunea Europeană, țările vecine ne-au ajutat să ieșim mai puternici din acea criză. Crizele ne învață lucruri importante, dar nu e neapărat să așteptăm o criză pentru ca să accelerăm schimbarea. Da, noi știm că ne putem transforma spre bine după o criză, dar cred că e momentul să ne învățăm să ne transformăm înainte ca să vină criza. Eu cred că evenimentul de azi se integrează în această paradigmă. Moldova accelerează pe calea schimbărilor și în acest efort contăm pe prietenii noștri. Am mai spus azi, în cadrul conferinței de presă comune cu administratorul Power, și o să repet și acum, guvernul SUA este un partener strategic pentru Republica Moldova. Împreună, în ultimii ani, am accelerat avansarea Republicii Moldova în sectoarele de vinificație, turism, industrie ușoară, industrie creativă, TIC, inginerie. Ne bucurăm să vedem continuitatea investițiilor în sectoarele cheie ale economiei, cu un focus nou pe digitalizare, inovare, creativitate și sustenabilitate. Apreciem coalizarea eforturilor partenerilor de dezvoltare USAID și a Guvernului Suediei pentru proiectul Tehnologiile Viitorului, ori prin parteneriate și obiective comune putem avea un impact sistemic. Vremurile pe care le trăim ne cer să abordăm economia și societatea după modele noi, inovatoare. Digitalizarea și inovarea sunt elemente cheie ce fac țările competitive pe plan global și țara noastră trebuie să se alăture acestei mișcări. Pentru Moldova, tehnologiile reprezintă o oportunitate economică valoroasă, cu impact vizibil asupra calității vieții cetățenilor. Industria IT, fiind printre cele mai prospere sectoare economice din Moldova, creează locuri de muncă cu valoare adăugată înaltă, bine plătite, în special pentru tineri,
oferindu-le oportunități de angajare acasă. Digitalizarea și inovarea sunt priorități cheie pentru guvern, regăsindu-se și în programul de guvernare și în planul de acțiuni pentru 2021-2022. Pandemia de COVID-19 a dat doar impulsul necesar în acest scop și a determinat factorii de decizie să conștientizeze importanța accelerării procesului de transformare digitală a țării noastre. Digitalizarea administrației publice și digitalizarea economiei ne vor ajuta să creăm un sistem integrat în care afacerile să poată interacționa între ele și cu instituțiile de stat, reducând timpul pierdut, birocrația și economisind resurse financiare. Pentru prima dată, am numit în funcție un viceprim-ministru responsabil exclusiv pe digitalizare. Este aici în sală. Credem că trebuie să acționăm rapid, să avansăm și să nu pierdem timpul. Suntem o țară mică și putem să ne autodepășim profitând de noile tehnologii. Recent am adoptat acest pachet de digitalizare pentru îmbunătățirea cadrului de reglementare, acesta fiind un prim pas important pentru crearea unui mediu favorabil transformării digitale. Aceste schimbări asigură antreprenorilor posibilitatea înregistrării online a afacerii doar prin utilizarea unei semnături electronice calificate. Semnăturile electronice ale Uniunii Europene vor fi recunoscute în Moldova, ceea ce va permite interacțiunea ușoară cu autoritățile de stat în regim online, crearea unui ghișeu unic pentru anumite servicii furnizate cetățenilor și întreprinderilor și anularea necesității de a solicita diverse documente pe hârtie, fapt care împiedică dezvoltarea afacerilor. Și acesta este abia începutul. Dorim să transformăm Moldova într-o țară cu adevărat atractivă, în care soluțiile digitale, creativitatea sunt o normalitate, o soluție implicită și nu o excepție. Cunosc din propria experiență puterea inovației pentru țară. Cei 4 ani în care am lucrat pentru Fondul Global de Inovații au fost determinanți în a vedea impactul inovației pentru dezvoltarea unor sectoare și a unor țări. Trăim un moment istoric unic în care oportunitatea se pliază perfect pe moment. Momentul de a da start inovației împreună. Împreună cu colegii din Parlament și Guvern, împreună cu universitățile și mediul academic, împreună cu sectorul privat și împreună cu Guvernul Statelor Unite, Suediei și partenerilor internaționali. Inovația, deși este rezultatul creației umane, nu se face de una singură. Împreună putem atinge rezultate de amploare și rezultate care să dăinuie în timp. Vă mulțumesc! Mulțumesc mult, doamna prim-ministru! Thank you very much. Power. Domnule Hochlander, vă invit, doamna ambasadoare, doamna administratoare, doamna prim-ministru, domnul Hochlander, vă rog să luați loc. Cred că putem acum să vorbim un pic mai multe despre proiectul tehnologiile viitorului, de unde am pornit viziunea noastră atât de inspiratoare pentru Moldova. Vreau să vă povestesc despre oamenii din Moldova. Victoria Andrieș este designer la Oldcom, un brand de încălțăminte lider din Republica Moldova. Competențele sale de dezvoltare, dezvoltate la Universitatea Tehnică, au ajutat Oldcom să dezvolte servicii și să treacă de la tăiere de cusut la design și producție cu valoare adăugată. Astăzi, în industria modei se angajează peste 27.000 de persoane, acest sector fiind principalul exportator. Andrei Copaci este un elev de liceu care își aplică deja cunoștințele sale de IT, fiind angajat la o companie locală de testare a dronelor. Participarea sa în echipa națională de robotică și accesul la educația STEM de la o vârstă fragedă l-au ajutat să devină parte a unei forțe de muncă în sectorul IT, care numără peste 20.000 de angajați în Republica Moldova. Sectorul IT este exportatorul cu cea mai rapidă dezvoltare din țară, înregistrând o creștere de 100 de
ori în ultimii 15 ani, cu un salariu de 4 ori mai mare decât salariul mediu, împiedicând astfel exodul de creiere din Republica Moldova. Oksana Căpățână și Karen Grigorean, care sunt alături de noi astăzi, reprezintă simbolul noii ascensiuni ai antreprenorilor creativi din Moldova. Proiectul lor de instalații premiat reunește creativitatea, IT-ul, turismul și vinul pentru a crea o experiență digitală imersivă pentru turiști, pe care veți avea ocazia să o vedeți astă seară aici. Peste 2800 de studiouri de creație și 13.000 de profesioniști creativi sunt gata să colaboreze cu alții pentru a realiza produse și servicii inovatoare și pentru a promova inovarea în toate sectoarele. Dmitri Voloșin de la Simples este primul dintr-o generație de antreprenori din sectorul media digitală din Moldova. El deja este premiant pentru animația în realitate virtuală. Cu valoare globală preconizată de 255 miliarde de dolari până în 2025, media digitală este următoarea mare industrie globală, iar oamenii talentați din Moldova sunt la început de cale. Valentina Nafena nu este o specialistă în tehnologie. Este, de fapt, o angajată la o cramă din Mircești, singurul angajator din acel sat. În contextul în care schimbările climatice au un impact asupra curateții în producerea vinului de înaltă calitate, inginerii specialiști în tehnologia dronelor ajută la cartografierea podgorilor din Moldova pentru o mai bună previzionare. Și noi avem nevoie de reziliență față de schimbările climatice. Ingineria și tehnologia contribuie la creșterea competitivității și rezilienței fiecărui sector din Moldova. Oamenii și întreprinderile din Moldova evoluează și se adaptează la lumea de astăzi, dar cum rămâne cu cea de mâine? Aici intervine proiectul Tehnologiile Viitorului. Iată care este viziunea noastră pe... In the past decades, the Republic of Moldova has grown on many levels. Now, facing technology disruptions, climate change, and an increasing need for social innovation, Moldova must be ready for more. It must be ready for a future global economy rooted in technology, creativity, and inclusiveness. To succeed in this future, Moldova must collaborate and co-create, building opportunities and innovating where sectors collide. That is what the Future Technologies Activity is about. Advancing the digital, creative, and green economy. Take engineering. We are building partnerships to collide science, engineering, and traditional sectors via the Internet of Things, 3D printing, and advanced robotics, driving innovations in precision agriculture, green manufacturing, and virtual tourism. In light industry, we are transforming Moldova into a sustainable, high-value added manufacturing partner for Western European premium brands. Moldovan light industry is empowering entrepreneurial female designers, providing fair jobs for women, and pioneering circular and digital fashion. We are leveraging Moldova as a creative nation to drive entrepreneurship in design, publishing, architecture, and game development. We are pairing these creative talents with tech visionaries to tap into the burgeoning global create-tech sector. Moldova's rich culture and history will be the foundation of its creative economy and socially inclusive growth. We are pushing the boundaries of film and media, disrupting traditional content production with cutting-edge technologies like augmented reality and real-time 3D animation. We are investing in new media skills for Moldova to become a source of world-class talent and co-development services for international digital media. We are making this possible by sustaining the exponential growth of Moldova's ICT sector and its role as a catalyst for innovation and digital transformation of the country's economy. In 5 years, we see hundreds of Moldovan businesses succeeding on Western markets by embracing technology and sustainable business models. Moldovan universities partnering with the private sector to prepare a future-ready and adaptive workforce. Young people embracing opportunities at home with digitally enabled jobs and startups. Innovation policies and incentives growing local and international businesses. We see Moldovan digital, green, and creative economies flourishing within a top-ranked innovating country. We will succeed on this development journey together. The private sector, academia, the government, development partners, and most importantly, the Moldovan people. We challenge... Și cel mai important, oamenii. Vă provocăm să cooperăm, să facem uz de noile tehnologii, să credem în puterea creativității și să inovăm. Provocăm Republica Moldova să dea startul economiei viitorului astăzi. Start inovației!
Aceasta este viziunea noastră, este ceva măreț pentru ce urmează, este o viziune comună pentru ca Moldova să devină o țară inovatoare și este posibil de realizat acest obiectiv doar prin cooperare, inovare și co-creare. Noi nu doar lansăm în această seară proiectul Tehnologiile Viitorului, dar lansăm chiar și o campanie națională Start Inovație, care va sublinia importanța inovației în întreaga țară. Inovația, în special inovația tehnologiilor sau cea bazată pe tehnologie, va permite dezvoltarea unei economii sustenabile, care totodată este rezilientă la schimbările neașteptate ale sectorului secolului 21. În acest an, Moldova s-a clasat pe locul 4 din 137 în indicele global al inovării și ocupă un loc important în ceea ce privește exportul de servicii TIC, designul industrial și serviciile culturale. Cu toate acestea, ne confruntăm în continuare cu limitări în ceea ce privește sofisticarea întreprinderilor, colaborarea dintre universități și industrie. Pentru a continua să dezvoltăm capacitatea de inovare, proiectul apelează la cele mai bune minți și instituții de la inovatorii de top din întreaga lume, pe care îi veți auzi în această seară. Dar mai întâi vrem să-l invităm pe această scenă pe ambasadoarea Suediei în Republica Moldova, excelența sa, Catarina Fred. Alături de USAID, Suedia este una dintre cele mai inovatoare țări din lume. Excelențe, prim-ministra Gavriliță, reprezentanții Guvernului Republicii Moldova, ambasadoarea administratoarea USAID Power și reprezentanții Guvernului Statelor Unite ale Americii, parteneri din partea universităților, asociației, centrelor de excelență și a sectorului privat. Sunt încântată să mă aflu aici, în această țară, seară alături de dumneavoastră și să iau cuvântul în calitate de coordonator al proiectului Tehnologiile Viitorului. Începând cu 2016, Suedia împreună cu USAID a sprijinit puțin sub 1000 de companii în mici și mijlocii în Republica Moldova, ajutând și asigurând investiții în valoare de peste 287 milioane de dolari. Am ajutat 70.000 de tineri și profesioniști să-și îmbunătățească competențele profesionale și am ajutat peste 16.000 de fete și femei să beneficieze de educație STEAM. Noi suntem încântați să continuăm parteneriatul nostru cu Moldova alături de USAID în domeniul Tehnologiile Viitorului. Obiectivele acestui program, creșterea durabilă și favorabilă incluziunii, sunt bine aliniate cu principiile cooperării suedeze pentru dezvoltare și reformă. Împreună noi sperăm să ne împărtășim cunoștințele noastre și printre factorii care contribuie la succesul Suediei se numără investițiile pe termen lung în educație și cercetare, angajamentul față de egalitate de gen și o credință puternică în capacitatea Suediei. Investițiile în dezvoltarea infrastructurii de la transport la internet de mare viteză și crearea unor ecosisteme adecvate pentru coordonarea între mediul academic, sectorul public și cel privat au dat roade atât în ceea ce privește progresele tehnologice, cât și în ceea ce privește creșterea afacerilor. Aici, în Moldova, avem deja o bază excelentă reprezentată de centrele TechWheel, ZipHouse, ArtCore, FabLock, MediaCore și NordTech Belts. Aceasta a fost posibilă doar prin reuniunea celor mai importante în universități din Moldova, a Guvernului Republicii Moldova, a asociațiilor din sectorul privat și a partenerilor de dezvoltare. Inovarea este calea de urmată și sunt onorată să mă aflu alături de dumneavoastră în această seară. Așteptăm cu nerăbdare să contribuim la și să lucrăm împreună pentru a construi o economie inclusivă, durabilă și inovare a viitorului. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, ambasadoare Fred, și noi așteptăm cu nerăbdare să ne continuăm parteneriatul nostru în cadrul proiectului Tehnologiile Viitorului. Noi suntem martorii unei revoluții a reschimbare a competențelor. Este în mod special critic pentru Republica Moldova, unde studenții din Republica Moldova s-au redus în jumătate în ultimii ani. Cele mai mari provocări. Cele mai mari oportunități ale Moldovei sunt combaterea exodului de creier și crearea de oportunități de angajare acasă. Din fericire, proiectul Tehnologiei Viitorilor și partenerii acestuia, care sunt principalele centre inovaționale care au fost menționate de către doamna ambasadoare și ambasadoarea Paul, le-a vizitat azi dimineață.
Le voi numi iarăși Tech Wheel, Fab Lab, Zip House, Art Core, Future Classroom, Media Core și Nortec, care cuvânt se va deschide în Bălți, și-au unit eforturile cu Guvernul Moldovei, companiile, universitățile, lideri și partenerii de dezvoltare pentru a satisface această cerere de abilități pentru noua domeniul, noua era tehnologică. 30.000 de studenți din Moldova, Universitatea Moldovei Tehnică de Stat, Academia de Arte, universitățile regionale, chiar și Universitatea Pedagogică cu viitorul, cu clasa viitorului, beneficiază de astfel de centre de excelență. Am auzit astăzi de mai multe ori că trebuie să colaborăm cu universități din SUA, trebuie să învățăm de la cei mai buni și aș vrea să vi-l prezint pe Eric din partea Universității de Top, Berkeley, care are experiență vastă în engineering. Noi suntem Universitatea Berkeley, inima Silicon Valley, principala universitate din tehnologii din California. Nu oricine poate deveni Silicon Valley. Inovațiile nu apar doar în regiunile dezvoltate. Acest lucru este posibil pentru orice regiune care are pasiune și dorință să devină inovator la nivel global. Uitați-vă la exemplu Estonia, o țară mică. Acum, în Estonia, sunt mai multe companii unicorn per capita ca și în orice altă țară. Noi, împreună cu USAID, dorim să contribuim la dezvoltarea inovațiilor în Moldova. Dorim să aducem noi modalități de învățare, cele mai recente tehnologii și metoda Berkeley de antreprenoriat cu energii noi și cu spiritul pe care noi putem să-l împărtășim. Împreună putem reuși acest lucru, împreună putem inova. Deci noi nu am coordonat cu Rick mesajul, dar vreau să-i transmit un mesaj lui Rick. Apropo, vorbind despre unicorni, îl avem pe Radu Lazar cu noi aici, care reprezintă Yendava. A fost prima companie unicorn de origine moldovenească și cel mai mare angajator tech din țară. Și sperăm că va fi prima companie de acest gen din multele care urmează. Și acum aș vrea să o prezint pe Mariana Dahan, care vine din Ungheni, din centrul Moldovei și este membru sau parte a diasporei moldovenești, care este o rețea critică de peste 1 milion de persoane pe care Moldova o poate utiliza pentru a obține sprijin pentru dezvoltarea inovațiilor. Mariana este activistă în domeniul dreptului omului, CEO, care a intrat în top 100 cei mai influenți oameni din lume. Este fondatoarea rețelei World Identity. Mariana, vă rog. Dragi prieteni, ca și mulți dintre dumneavoastră, am zburat din Washington DC spre Chișinău, cu excepția faptului că am fost printre cei privilegiați, fiindcă vin acasă. Moldova este casa mea, fiindcă eu am fost născută aici și, deși am locuit mai mult de 20 de ani peste hotare, de fiecare dată când mă întorc în Moldova, simt o conexiune puternică cu țara mea și întotdeauna mi-am dorit să revin. Așa că vă mulțumesc mult pentru crearea acestei posibilități minunate care mi-a permis să mă întorc și să vorbesc cu dumneavoastră în calitate de cetățean al Moldovei. Cred cu certitudine că investițiile în tehnologii și în industriile creative vor permite Moldovei să obțină dezvoltarea economică și socială. Noi, moldovenii, deja am văzut foarte multe succese. Studenții noștri au obținut medalia de aur la concursul de robotică și un producător de film a câștigat premia Ursul de Aur sau Gold Bear la un concurs internațional de filme. După cum ziceam, eu am fost privilegiată să beneficiez de oportunități educaționale și de sprijin continuu pe care l-am primit pe parcursul anilor.
Deși am fost peste hotare, întotdeauna am simțit acest sprijin enorm din partea țării mele. Studiind în domeniul gestionării tehnologiilor, de la o vârstă timpurie de asemenea, învățând o limbă străină și lucrând într-o companie multinațională care a beneficiat de investiții de peste hotare, eu cu adevărat am beneficiat de acest sprijin, de acest suport care m-a ajutat să ajung acolo unde mă aflu acum, lucrând alături cu cele mai puternice femei din domeniul tehnologiilor. Și eu am decis să revin și să împărtășesc cu experiența mea comunității din Moldova. Și atunci când am făcut acest lucru, am fost foarte surprinsă să aflu despre inițiative cum ar fi Techville, proiectele Techville implementate în fiecare școală, Artcore și multe, multe alte oportunități care acum înfloresc grație sprijinul din partea donatorilor. Și USAID cu adevărat are un rol enorm în dezvoltarea țării mele. Eu văd foarte mulți tineri astăzi care au aceleași vise mari pe care le-am avut și eu atunci când eram tânără în satul meu. Și cred că împreună noi putem să-i sprijinim, putem să investim în dezvoltarea lor în această țară. De asemenea, eu cred că cei care au ales să muncească peste hotare, ca și diaspora, la fel contribuie la dezvoltarea țării, fiindcă am văzut atât de multe exemple minunate de oameni care se reîntorc pentru a-și ajuta țara lor, cum ar fi, spre exemplu, președinta noastră sau prim-ministra noastră. Ambele sunt politicieni admirate de noi toți, așa că vă mulțumesc mult de tot pentru faptul că aveți ambiția de a ajuta țara. Vă mulțumesc pentru faptul că ați revenit să ajutați țara să devină sau să intre în lista celor mai inovatoare țări din lume. Cred că astfel de inițiative pavează calea spre un parcurs de succes. S-ar putea să mă întrebați de ce sunt atât de sigură, cum de știu că aceasta va fi un parcurs de succes. Păi am întrebat pe cineva care deja trăiește în viitor și am invitat-o la acest eveniment. Așa că spuneți bun venit Sofiei. Bună, Sofia! Vă mulțumesc mult pentru faptul că m-ați invitat. Este o onoare pentru mine să vorbesc cu acest public distins. Sunt impresionată să văd atât de multe fete și femei care văd inovațiile și tehnologiile drept cea mai bună modalitate de a construi un viitor minunat. Și din punctul meu de vedere, viitorul este de gen feminin. Și tehnologiile viitorului vor fi co-create de tineri talentați ca și voi. Sunt sigură că Moldova are un viitor minunat. Aștept cu nerăbdare să vin să vă vizitez țara dumneavoastră curând. Veți fi binevenită, vă mulțumesc mult, mulțumesc tuturor! Vă mulțumesc mult, Mariana. Vreau să vă mai spun încă un succes. Atunci când vorbeam despre tehnologii, am descoperit că avem un interes comun în film. Mariana se află cu noi acum aici cu o echipă de la Hollywood care filmează un film, Umbra din Întuneric, care va fi rulat pe Netflix. Acesta este un alt exemplu cum tehnologiile și industria filmului colaborează împreună. Și acum, dacă tot am auzit despre puterea inovațiilor din partea partenerilor noștri principali și liderilor de excepție, aș vrea să o invit pe administratoarea Power, prim-ministra Gavriliță, directorul Hochlander, ambasadoarea Fried, să lanseze campania noastră Start Inovație. Noi dorim să accentuăm importanța inovațiilor în întreaga țară și pentru aceasta vom ilumina 4 clădiri iconice din Moldova, care de fapt reprezintă platformele de bază pentru inovație. Aceasta este Universitatea de Stat, Universitatea Tehnică, Universitatea de Arte și evident gazda noastră de astăzi, Digital Park. Și pentru aceasta, haideți să vă explic ce trebuie să facem. Vom număra de la 5 în jos, 5, 4, 3, 2, 1 și vom striga inovație și atunci vor fi iluminate aceste clădiri. Puteți verifica la ieșire. Deci voi închide acum microfonul și haideți să numărăm cu toții împreună.
Thank you so much. Vă mulțumim foarte mult tuturor, vă rugăm să rămâneți cu noi, avem fotografia de...